Mulțumesc pentru prezentare, ce mi-a plăcut. Deci mi-era dor de chestia asta. O să vă placă cine urcă pe scenă la Teacher Speaking 5, o să fiți mega încântați de show-ul ăsta. Așa, acum, revenim. Bună, sunt Andreea și sunt alergătoare. Și alergarea mi-a schimbat viața. Cum o să împărtășesc acum cu voi câteva lucruri despre asta? Acum 2 săptămâni am alergat la Ciucaș. Ciucaș este un masiv muntos din Cheia, județul Prahova. Are 1954 de metri înălțime și niște chei foarte frumoase. Vi le arăt aici într-o poză, sunt foarte, foarte frumoase. În fiecare an la Ciucaș se organizează un concurs de alergare montană și ca și anul trecut am alergat ca și anul trecut am alergat la proba de maraton care are 42 de kilometri și o diferență de nivel de 2300 de metri. Ce îți dă puterea să alergi un maraton? Sunt câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Puterea vine din plan. Înainte de cursă, mi-am făcut un plan. Pe hârtie, pe un bilețel și în minte. Mai ales în minte. Planul nu te ajută întotdeauna să ajungi din prima la rezultatul pe care ți l-ai propus, dar te va ajuta întotdeauna să ajungi mai aproape de rezultatul pe care ți l-ai propus. Planul pentru Ciucaș era de 7 ore. Am alergat în 7 ore 40, cu 40 de minute mai puțin decât anul trecut când am terminat în 8 ore 20. A fost o super realizare pentru mine. Puterea vine din inspirație. Înainte de cursă m-am întâlnit cu Robert Hajnal. Este unul din cei mai mari alergători montani din România, care a alergat anul trecut la cea mai grea cursă de maraton montan din lume, Mont Blanc, și a ieșit al doilea. Am schimbat câteva vorbe cu el, mi-a dat energie și am făcut o poză pe care am purtat-o cu mine în suflet pe traseu. Domnul Roșu. Domnul Roșu este un alergător în categoria 60 de ani plus, care a alergat la Ciucaș a 238-a cursă cu steagul României pe umeri. Până la kilometru 19 am fost în urma lui, am reușit să ajung la kilometru 19, să fac o poză cu dânsul și la fel să mă inspire să merg mai departe. Puterea mi-a venit din inspirație și de la băiețelul meu, care face sport de performanță și care în fiecare zi, pe lângă ghiozdanul de școală, duce cu el bagajul pentru antrenamentul de înot, muncește cu determinare și pasiune în fiecare zi și e modelul meu în fiecare zi. Puterea vine din cuvinte și din emoțiile pe care cuvintele le creează în noi. Cuvinte de la prietenii mei, cuvinte de la ai mei, cuvinte de la alergătorii și pe care i-am întâlnit pe traseu și de la ceilalți pe care i-am întâlnit pe traseu. Cuvinte de genul du-te, aleargă, bucură-te, te iubim, erau ai mei. Aleargă, nu fă poze, te așteptăm la finish, și erau prietenii mei înainte de cursă. Bravo, bravo, felicitări, erau alergătorii pe traseu sau ceilalți pe care i-am întâlnit. Bravo, mai e doar un kilometru până la finish, hai că poți! Super tare, multă energie și multă emoție care te duce mai departe. Puterea vine din tăcere. Au fost 7 ore în care cu mici întreruperi am alergat în tăcere. Eu cu mine. E o super stare și m-am bucurat de ea. Și o vorbă printre alergători care spune că dacă o problemă nu are o rezolvare într-o cursă lungă, atunci nu are. Lasă o bandă de problemă și nu-ți mai bate capul. Și cam așa a fost cursa mea de 7 ore în tăcere.
Puterea vine din însăși alergare. Alergarea este o stare de fericire. Robert Hajnal, despre care vă spuneam mai devreme, zice că și-a dat seama că viața este o călătorie, o poveste și fericirea este chiar lângă noi, dar undeori trebuie să-ți pui papucii de alergare și să te duci departe ca să-ți dai seama de chestia asta. Puterea vine din însăși alergarea pe munte, care e o fericire așa la dublu, cu un efort la dublu. Și Zsolt Torok, care este un alpinist, unul dintre mari alpiniști ai României, a fost unul dintre mari alpiniști ai României, care a murit în august în Munții Făgăraș, spunea că calea dintre bază și vârf nu este obligatorie, dar este necesară și că dacă renunțăm la ea, renunțăm la o parte dintre noi, la o parte din noi, la acea parte care corespunde curajului, provocărilor, și fără acest lucru, vârfurile ar rămâne doar niște peisaje și atâta tot. În schimb, fiecare dintre noi are capacitatea să ajungă în vârf și atunci ar trebui să nu renunțe la această cale. Din asta mi-am luat eu puterea și acesta este mesajul meu pentru voi în seara asta. Făceți-vă un plan, acceptați și ascultați încurajările celorlalți și lăsați-vă inspirați. La rândul vostru, încurajați și fiți inspirație pentru alții. Stați în tăcere, ascultați-vă, bucurați-vă de voi așa cum sunteți. Alergați un maraton și o să vă schimbați viața. Mulțumesc!